Majoritatea oamenilor din țara noastră afirmă că sunt creștini. Dar privind la statisticile îngrozitoare, ne gândim ce fel de creștinism este acesta. Din 10 căsătorii avem 6 divorțuri, peste 20 de mii de avorturi anual, trafic de organe și de oameni, corupție. Tema noastră de astăzi este Îți merge numele că trăiești, dar ești viu? Lecția 7B sau partea a doua a lecției 7 din cursul Apocalipsa. Ca și scop, mi-am propus să observăm din primele trei capitole din Apocalipsa că Isus va reveni cu siguranță. Să ne încredințăm că El ne știe pe fiecare dintre noi în mod individual. Apoi, studiind starea bisericii din Sardes, Efes, Pergam și Tiatira, să ne cercetăm fiecare. Să ne vedem cum trebuie să-l așteptăm pe Mântuitorul. Suntem vii sau doar ne merge numele că trăim? Și haideți acum să ne amintim un pic uh, prima parte a acestei lecții, partea A, 7A, ce am învățat. Ce a vrut să spună Ioan cu expresia cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu? Oare sunt șapte duhuri? Nu este un singur duh, cum spune scriptura? La ce s-a referit el scriind aceste lucruri? Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Știu faptele tale, ți numele că trăiești, dar ești mort. La ce să referiți până în cele șapte duhuri? Dacă mai ținți minte, am vorbit că cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu arată la omniprezența lui și la abilitatea de a cunoaște toate lucrurile prin Duhul Său. nu vorba că sunt mai multe duhuri, este un singur duh, dar ochii săi cutreieră tot pământul. Că de multe ori am văzut că duhurile erau sinonime cu ochii. Ochii lui împrăștiați pe tot Pământul sau trimiși ca să scuclere tot Pământul. Citează la câteva lucruri. Dacă este așa cum a spus mai sus, și așa este, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare în parte și va reveni curând. Cum ar trebui să-l aștept? Văd cei din jurul meu că eu sunt creștin, sau doar aud din gura mea lucruri frumoase dar traiul este urât. Sunt unul care merge la biserică sau care este parte din biserica lui. Nu cumva sunt doar un oaspete al Harului. Și biserica, dragii mei, nu este clădirea, cum vedeți și în poză. Aceasta e clădirea bisericii noastre, din Giurgiulești, biserica Maranata, care de altfel poartă și anumele, da, eu vin curând. Dar biserica nu-i clădirea, biserica suntem noi, oamenii eu și cu dumneavoastră, toți care ne-am pocăit, am încheiat legământ cu Dumnezeu, alcătuim biserica Lui. Îți merge numele că trăiești, dar ești viu? Sper că ați reușit să descarcați acest tabel de la notiții de mai jos, da? de la descrierea acestui video. Și dacă ați descarcat, ați printat sau ați pus pe calculator, haideți să completăm împreună acest tabel. Fiindcă nu i vorba de o predică, dar e vorba de un studiu biblic. Da? Iisus va reveni cu siguranță. Pe fundă aveți această candelă. Gândește bine. Ai ulei în candelă. Iisus cunoaște pe fiecare personal și pe tine și pe mine. Și cum ar trebui să-L aștept? Hai să facem acești trei pași prin toată această lecție. Biserica din Efes, Apocalipsa 2 cu 5. Voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Știu faptele tale, răbdarea ta, ostenela ta, suferința ta. 4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi sau ai căzut. Observați, voi veni la tine și voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Citind aceste cuvinte, ce ar trebui să fac eu? Cum să-l aștept? chiar dacă s-a întâmplat să cad, să nu rămân acolo, să-mi amintesc unde am căzut și să mă pocăiesc, să mă întorc la faptele din tâi. Biblia spune că cel neprehănit de șapte ori cade, dar se ridică. Iisus va reveni cu siguranță. Ce spune bisericii din Pergam în 2 cu 16? Voi vine la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Știu faptele tale, da? spune știu unde locuiești, n-ai lepădat credința nici în persecuție, dar am ceva împotriva ta, împotriva faptelor tale. Te ții de învățătura lui Balam și a Nicolaițelor. Dacă mai țineți minte, noi am studiat cu lux de amănunte aceste învățături în lecțiile precedente. În care n-ați fost cu noi, puteți căuta mai sus lecția despre învățăturile false și puteți să -o, -o studiați cu amănânțime așa sau mai adânc, din e de mare folos în aceste vremuri. Când toți ne hrănim din internet, când toți acum căutăm informații și când bisericile sunt închise sau, sau clădirile sunt închise și căutăm să ne hrănim din alte surse, de multe ori aceste surse nu sunt prea bune. Așa chiar vă sfătui dacă n-ați trecut lecția cu, cu măsturile false, balam și necolaiții, să o treceți că va fi de mare folos. Cum trebuie să-L aștept pe Isus, privind la aceste lucruri? Să nu lărgesc calea trasată de Mântuitorul prin diferite învățături și obiceiuri străini. Lăcomii de bani, da, cum a fost cazul lui Balam, goană după poziții, cum a fost cazul necolaiților, cum să-l aștept? Nu lărgesc calea Domnului. Rămân pe cale, rămân în cuvânt. Mai departe, Apocalipsa 2 cu 25, Teatira. Țineți cu tărie învățătura pe care o aveți. Până când? Până voi veni eu. Foarte interesant. 2 cu 19 spune că știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea Faptele tale, de pe urmă, sunt mai multe decât cele din tăi. Lucrezi mai mult. Dar, lași pe Izabela să amăgească pe robii mei curvie, idolatrie, din nou îmbățătură falsă pătrunsă în biserică. Și din nou vedem că se repete expresia. Țineți cu tărie învățătura care o aveți până când? Până voi veni. La fiecare biserică Iisus spune că va veni, va veni. Și mie azi îmi spune, și dimitale îți spune că va veni. Ești gata să-L întâlnești? Dacă am păcătuit, Iisus îmi dă vreme să mă pocăiesc, să folosesc acest timp, să mărturisesc păcatul și să mă țin strâns din vățătura Lui. Mai departe, Biserica din Sardes, da? Biserica din Sardes, dacă nu veghezi, din nou expresia, voi veni la tine, cum? Ca un hoț și nu vei ști ceasul în care voi veni. Dragii mei, special subliniez și repet aceste lucruri, voi veni, voi veni. Vreau să știți cu siguranță că Isus va reveni. Și El ne cunoaște. Spune, știu faptele tale că ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Nu am găsit faptele tale de săvârșite înaintea Dumnezeului meu, dar ai câțiva care nu și-au mânjut hainele. Privind la biserica din Sardes, care doar merge numele că trăiești, dar e moartă, cum ar trebui să-l aștept eu, ce trebuie să fac? Apocalipsa 3 cu 2 Să veghez ca faptele mele să fie desăvârșite întregi înainte Dumnezeului meu, nu pe moarte. Și la 3 cu 3 să-mi aduc aminte, să fac un efort, să-mi aduc aminte cum am primit cuvântul și să mă pocăiesc. Dragul meu, fă un efort, gândește bine Chiar și la biserica din Efes îi spune, adu-ți aminte unde ai căzut. Adu-ți aminte acum la Sardes cum ai primit cuvântul și pocăiește. Acum vreau să cercetăm un text care nu face parte din Apocalipsa din cele șapte biserici, dar care aruncă o lumină asupra acestui subiect. Faptul că Isus va reveni. Aici este o pildă când un stăpân, un împărat pleacă în altă parte da, și împarte darurile lui, talanțe lui, robilor care au rămas acasă. Și aici e vorba de trei robi. Și haideți să privim foarte atenți. Spune aici din nou, nu știm nici ziua, nici ceasul în care el va veni. Dar după multă vreme, la întoarcerea sa, va cere socoteală de la fiecare rob noi suntem robi, el e stăpânul, talanții sunt darurile primite, fie că e vorba de daruri fizice, materiale, spirituale sau altfel. Și acum Iisus ne cunoaște pe fiecare personal. Știe care rob a lucrat și care a fost viclean. Și leneș, da? Și chiar vă rog să citeți cu atenție acest text. Deschideți, faceți o pauză la acest video și citiți cu atenție textul. Și chiar vă sugerez descărcați de fiecare dată tabelul, completați-l, faceți pauză, gândiți, scriți, cercetați, așa veți crește spiritual. Și acum atinți, când se întoarce stăpânul, spune că răsplătește fiecărui rob după fapta lui. Unii intră în bucuria stăpânului, primul rob și al doilea rob, alții s aruncați afară, unii plânsul și scrâșnirea dinților, al treilea rob care a fost viclean și leneș. Cum ar trebui să aștepte Iisus privind la această pildă? În dată. În dată să pun în negoț talentul primit. Să folosesc tot ce mi-a dat Dumnezeu spre slava Lui. Fie că e vorba de daruri fizice, sănătatea noastră și tot ce țin de fizicul nostru, puterea noastră. Fie că daruri materiale, bani, casă, mașină, lucruri, orice. Fie că daruri spirituale, ai dar de pastor, de învățător, darul dărnicii, darul milii, darul vindecării, prorocii, îmbărbătării, Folosiți darurile pentru gloria Lui. Eu sunt învățător, sunt pastor și dacă observați, și în pandemii păstoresc biserica. Cum? Prin internet, prin sunete, prin vizite, prin zoom, prin toate metodele caut să-mi îndeplinesc chemarea, să rămân în chemarea care am primit-o și darul folos -ă, care l-am primit de la Mântuitorul să-l folosesc. Așa faceți și voi. Un text din această lecție, îl găsim la 1 sau capitolul 5 la 1 la 6. Ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădinie neașteptată va veni peste ei. Am subliniat peste ei, nu peste noi, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Fiți foarte atenți, dragii mei. Foarte atenți. Ziua Domnului va veni, din nou se repetă, va veni cu siguranță, cum va veni? Ca un hoț noaptea. Când vor spune pace și liniște toți, atunci prăpădenii neașteptată va veni peste ei. Și faptul că Isus ne cunoaște, vedem la 5, 4, 5. El cunoaște pe cei ce sunt în întuneric, dar și pe fiii luminii. Pe cei ce sunt în lumină, spune că ziua aceea, versetul 4, nu-i va prinde ca un hoț ziua aceea care vine de prăpădenii. De ce? Versetul 3 de explicația. Această zi va veni peste ei, subliniez din nou, nu peste noi. Cine sunt aceia ei? Peste cei ce sunt în întuneric, peste cei ce dorm și nu veghează, nu vor să pocaiască, peste cei ce se îmbată, uitați-vă că am pus locul, versetul 4, 5, 6, ziua aceea din ecaz, de prăpădenie neașteptată, de pedeapsă, de foc, de, de, mânie a Domnului, vine peste cine? Peste ei. Cei care nu vor să creadă, cei care nu vor să schimbe, cei care doar au un nume de creștin, zic că sunt creștini, dar sunt morți spiritual. Faptele lor nu arată asta. Iacov spune în epistola sa, credința fără fapte este moartă. Și acum, cum noi pe Domnul Iisus privind la acest verset? la 5 cu 1, să nu, să nu caut să aflu vremurile și soroacele, calcule, formule, când vine Domnul. Foarte mulți azi pierd timp calculând formule, să vadă când vine Domnul și să iasă în evidență cu o dată care o spun. Oameni buni, nu suntem chemați la asta. Spune Iisus, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Treaba voastră e cu totul alta. Care-i treaba voastră? Treaba voastră e să vă pocăiți și să vestiți la alții Evanghelia. Să fiți ucenici adevărați. Bun, ne întoarcem la Tisălnicen. 5 cu 4 și 6. Mai bine să veghez, să fiu treaz, să nu dorm ca ceilalți. Atenți, mai bine să veghez, să fiu treaz, să nu dorm ca ceilalți. 5. Să mă cercetez dacă sunt în întuneric sau în lumină și nouă să fiu conștient și bucuros că Dumnezeu nu m-a rânduit la mânie, ci să capăt mântuirea. Ziua Domnului nu e pentru mine, ci pentru cei care nu vor să creadă în Domnul Isus. Ascultați, dragii mei, foarte atenți ceea ce spun. Tema este, îți mergi numele că trăiești, dar ești viu? Nu te întreb ce confesiune ești. E treaba ta. Dar gândește bine, ești viu credința ta să vedem faptele tale. În concluzie, Hristos va reveni cu siguranță și ne va judeca pe fiecare după faptele bune sau rele pe care le-am făcut. El ne cunoaște pe noi mai bine decât ne cunoaștem noi pe noi înșine, gând, vorbă, faptă, toate le știi. Știind aceste adevăruri, eu trebuie să trăiesc în lumină, să veghez și să mă feresc de tot ce se pare rău. Și atunci revenirea Domnului nu va fi pentru mine un prilej de spaimă, ci de bucurie. Câteva întrebări la aplicare, dragii mei. Cred eu cu adevărat că Domnul Iisus va reveni în curând? Ia chiar întreabă-te, crezi cu adevărat asta? Dacă da, cum îl aștepți? Sau cum îl aștept la persoana întâi? Am roade bune în spic? Sau sunt doar un pai plin de tăciune, ca Izabela, ca Balaam, ca Nicolaeții, cât timp pe zi citesc cuvântul lui Dumnezeu și cât mă rog. Împlinesc ceea ce am citit sau am o viață de rob viclean și leneș. Trăiesc cum vreau, gândindu-mă că stăpânul nu mă vede, îi departe Dragii mei, la lecția viitoare vă aștept să studiem împreună Biserica din Filadelfia, care azi a lesihir. Vom studia caracteristica cei de șase biserici, și anume Filadelfia, cum am spus, da? Biserica care nu a avut nicio mustrare, nu mai laude. Ce a făcut pe frații de atunci să poată trăi astfel? Ce putem învăța noi azi de la ei? Vă aștept cu toată dragostea să studiem împreună Biserica din Filadelfia. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu vin curând, eu vin curând, eu vin răsună într -una. Păstrează numai ce ai primit, ca să nu-ți pierzi cu una. La mes de noapte sau în zori, el va apare sus pe nori să-și porumbița. Tu, frate drag, te-ai întrebat? Dacă vei fi și tu chemat, cum stai cu pocăința? Aduneți aur și argint, în comor și bogăție, dar nu aici pe pământ, ci sus în veșnicie. De vei păzi cuvântul meu cu râvnă și răbdare, că te voi păzi în ceasul greu de ziua de încercare. Veniți cu toți să ne grăbim, să facem fapte bune, de lume să ne pocăim. Căci Domnul nostru vine.